Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Pășcăreni au votat duminică pentru alegerea celor care vor conduce municipiul în următorii 4 ani de zile. La urne s-au prezentat doar 11.083 de pășcăneni, adică 39,8% din totalul de 27.805 înscriși pe listele electorale, cu aproape 8% mai puțin decât la alegerile din 2012. Conform statisticilor care au putut fi urmărite în timp real pe platforma electronică a Biroului Electoral Central, cei mai mulți dintre votanți au fost persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani, urmate de cei cu vârste între 35 și 44 de ani și peste 65 de ani. Tinerii, mai ales cei până la 24 de ani, au demonstrat încă o dată că nu sunt interesați de a participa activ la viața administrativă a comunității și sunt dezinteresați de politică. Din aceleași statistici reiese că procentul cel mai mare de participare a fost înregistrat la secțiile de votare de la școlile Iordache Cantacuzino și Oncreangă, cu un procent de peste 45%, iar cea mai slabă prezență a fost înregistrată la secțiile de votare de la Colegiul Tehnic Unirea, 34%, și Grădinița Siretul. Primarul Dumitru Pantaze a votat la secția de la Școala Generală Lunca Pașcani în jurul orei 12. El a declarat că votează pentru continuarea investițiilor și proiectelor de dezvoltare ale municipiului. Am votat astăzi pentru continuarea investițiilor în municipiul Pașcani, pentru o administrație transparentă, eficientă și în slujba cetățeanului. Tot pentru continuarea investițiilor la Pașcan a votat și Bogdan Alexa, vicepreședintele ANRSC. El a ajuns la urnă în jurul orei 14:30 la secția de votare de la Colegiul Mihail Sadoveanu. Am votat din inimă pentru Pașcani, am votat pentru un Pașcan prosper, am votat pentru viitorul acestui municipiu, așa fel încât să se modernizeze în timp, ca ulterior să devină un municipiu european. Menționăm că la Pașcani au fost organizate 20 de secții de votare. Ele au fost deschise de la ora 7 până la ora 21. În urma votului de duminică, PSD Pașcani rămâne majoritar în legislativul local. După numărarea voturilor, 10 mandate din cele 19 au fost câștigate de socialdemocrați, 8 de liberali, iar ultimul de PMP. Conform listei, 4 dintre candidații socialdemocrați ar urma să rămână în funcția de consilier local, iar 6 sunt noi în funcții. Pe lista consilierilor, deci noi consilieri locale a echipei Partidului Social Democrat vor fi domnul Bejenariu Ovidiu, care este inginer și este șef de producție la Remar Pașcani, subsemnata Gabriela Nedelcu, care sunt director al Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, domnul Ursu Leonard, jurist și mediator, domnul Haldan Vasile, membru în Consiliul de Administrație al grupului de firme Cosarom, firmă recunoscută la nivel național și internațional, doamna Donda și Adriana a fost consilier și expert în administrație publică, doamna Perțu Liliana, director de îngrijiri medicale la Spitalul de Urgență Municipal Pașcani, domnul Codrin Toma, care este avocat și fost consilier local, domnul Avramicu Vasile, reprezentantul pensionarilor din municipiul Pașcani a echipei Partidului Social Democrat, domnul Pintilie Ciprian, care este diriginte poștal pe regiunea Pașcani, și domnul Prodan Ionuț, este un tânăr om de afaceri de succes din municipiul nostru. Primii 8 de pe lista de candidați de la PNL care vor ajunge în Consiliul Local sunt Pintilie Marius, Sorină Cuță, Mihaela Spiridon, Mihai Bodoașcă, Alexandru Dandu, Andrei Râznic și Maria Timofte. Este posibil ca Sorină Cuță să renunțe la mandat pentru a nu fi incompatibil cu funcția de conducere de la RAGCL Pașcani. În aceste condiții, următorul pe lista PNL ar fi Ioan Danu. Surpriza alegerilor din acest an vine din partea PMP. Partidul lui Băsescu a reușit să obțină la Pașcani un mandat de consilier care va fi ocupat de Sorin Olariu. Planul pentru următorii 4 ani, având în vedere că o să faceți parte din Consiliul Local și o să conteze votul dumneavoastră? Da, o să conteze. Acum nu știu în ce măsură, fiind în opoziție, dar eu îmi pun speranța că am să reușesc să realizez ceva și măcar câteva din proiectele mele să ajungă pe masa consilierilor și chiar să fie implementate. Primul va fi cel cu împărțirea consiliului, pentru că așa cumva le văd eu lucrurile. Va fi acel proiect cu împărțirea consilierilor pe zone în Pașcani, pentru că
Aici avem nevoie de reprezentativitate. După aia vedem pe parcurs care vor fi prioritățile. Menționăm că ședința de validare a noului legislativ local va avea loc peste câteva zile. Tot atunci va fi desemnat și noul viceprimar al municipiului Pașcani din rândul consilierilor prin vot secret. Conform unor surse neoficiale, PSD ar urma să-l propună pentru această funcție pe Ovidiu Beșenariu, unul dintre directorii de la Remar Pașcani. Campania negativă, manipularea și minciuna nu au avut sorțe de izbândă la Pașcani. 47% din rândul pășcălenilor care au venit la urne pe 5 iunie au votat pentru continuarea investițiilor, nu pentru manipulare și minciuna. Principalul beneficiar este Dumitru Pantazi, cel care a reușit să câștige un nou mandat de primar cu 6.723 de voturi. Liderul PSD a câștigat alegerile locale cu 4.337 de voturi obținute în oraș și 2.386 de voturi în cele 5 suburbii. Așa cum era de așteptat, cele mai multe voturi le-a obținut în suburbia Lunga Pașcani 1040, iar cele mai puține în zona de la secțiile de votare de la Casa de Cultură. În cadrul unei ediții speciale emisiunii Pulsul Zilei, difuzată aseară în jurul orei 12, edilul municipiului a adresat un mesaj de mulțumire celor care l-au votat sau sprijinit în campania electorală. Țin să mulțumesc în primul rând pășcănenilor că au ieșit la vot într-un număr deosebit de mare. Nu știu dacă este mai mare decât în 2012, dar oricum suficient pentru a desemna primarul și consiliul local. Țin să le mulțumesc în mod special celor care m-au votat și mi-au acordat o nouă încredere pentru un nou mandat de primar, pentru a continua ceea ce am început să facem în municipiul nostru. El a spus că va fi primarul tuturor pășcănenilor și că va continua proiectele de investiții. Îi asigur pe toți cei care nu m-au votat că voi fi primarul tuturor cetățenilor din municipiul Pașcani și împreună vom continua să facem investițiile pe care le avem în derulare în acest moment, să abordăm și alte investiții, astfel ca la finalul următorului mandat Pașcaniul să arate cu adevărat un oraș modern. Marele învins al acestei campanii electorale este candidatul PNL, Marius Pintilie. După o campanie negativă și agresivă fără precedent, el a pierdut alegerile la o diferență de doar 3,52%. Liderul PNL a obținut 6.219 voturi, cu 504 mai puțin decât primul clasat, din care 1.107 în suburbii și 5.112 în oraș. Menționăm că Niță Dermide, candidat ALDE, a obținut doar 2,37% din voturi, Gelu Costăchescu de la UNEPR 1,69%, Ioana Ilincăi de la PSRO 1,47% și Sorin Olariu 3,97%. Pășcănenii sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor locale și spun că așteaptă investițiile prezentate de echipa PSD. O parte dintre aceștia consideră că liberalii au avut o campanie greșită și ar fi trebuit să interacționeze mai mult cu cetățenii. Pășcănenii sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor locale din 5 iunie. Majoritatea dintre ei spun că au votat pentru continuarea investițiilor prezentate de echipa PSD. Aceștia spun că au dorit ca primarul Dumitru Pantazi să obțină un nou mandat și au votat în consecință. Ziua. Ce părere aveți din rezultatul alegerilor? Foarte bun, foarte bun. Așa am și votat cu domnul Pantazi. Mulțumiți. Să dea Dumnezeu sănătate și la mai bine. Nu mi se pare corect. Pentru că au ieșit pe cine am dorit și pe cine am votat. De ce? Totuși, a făcut frumos explanada asta, scările. Se vede ceva, oricum, deci se vede, rezultatele se văd. Chiar asta discutam. Pe altul, da. Nu știu, ăsta de acum așa, era are un plan, experiență. Știi ce au făcut, ce urmează de făcut. Se vede ceva pentru Pașcan, noi asta, suntem foarte mulțumiți, chiar ne-am bucurat. Părerea noastră. Au fost, am ales pe cine am crezut eu și eu zic că sper că e bine. Ați fi vrut să fie altul rezultatul? Nu. Nu. Cred că e bine așa, după părerea mea. Nu știu ce spun alții. Mă uit numai ce s-a făcut în oraș. Ăsta e considerentul după care ați da, votat? Da, da, da. Bună. O părere bună. Din cauza că Pantazul a fost și a făcut ceva pentru orașul ăsta. Ai înțeles, Matale? Și o să mai fac. La Luncă, pe la Sodomen, pe la Găștești, pe la Blăjești. Corect? Ați fost ieri la vot? Da.
Cu cine ați votat? Da, am spus Pantaze, nu? Vreau să vă întreb în ce părere aveți de rezultatul? Foarte bune, foarte bune. De ce? Păi și cine trebuie de asta? De ce spuneți asta? Păi fiindcă așa am vrut, am votat eu. Vă întreb în ce părere aveți despre rezultatul alegerilor? Foarte bune. De ce spuneți asta? Că așa cred eu. Eu ce să părere am? Am o părere bună, pentru că cu cine am votat, ăla a ieșit, o să facă și mai mult, ce să vă spun din toate punctele de vedere. Sunteți mulțumită? Sunt mulțumită, pentru că dacă era alt partid, eu una nu sunt mulțumită de partidul PNL. Alții spun că rezultatul era previzibil. Oamenii cred că liberalii au pierdut alegerile pentru că au avut o campanie electorală greșită. Aceștia consideră că liderul PNL trebuia să meargă mai mult prin suburbii pentru a vorbi cu cetățenii. De asemenea, o parte dintre persoanele intervievate de reporterii BIT TV cred că pășcănenii nu sunt învățați să schimbe primarul odată la 4 ani sau cel târziu la 8 ani. Deocamdată mai așteptăm să mai treacă timpul și să mai schimbi și oamenii concepțiile. Ați fi vrut altceva? Altul să fie rezultatul? Orice schimbare este bună, să știți. În momentul în care cineva stă prea mult în scaun, îi se pare că are niște puteri nelimitate, ceea ce nu e normal. Ar trebui, în mod normal, să adoptăm două legislații, indiferent de funcție. Și la Parlament, și la Senat, și la primar, și la directori, două legislații suficiente. În 8 ani de zile omul arată ce poate să facă. După care se plafonează. Bă, dar automat, vrea, nu vrea, se plafonează. Apar niște conjuncturi, apar niște obligații. Deci nu mai este bun pentru populație. Pentru populație este bun ca să vii cineva nou. Fiecare om are niște calități. Unul face investiții, altul îi place curățenia. Deci în momentul în care e schimbat la 8 ani, cel mult, pe cineva, el a dat din el tot ce a fost bun. După care îți plafonează și, dar noi în România avem obicei așa, dacă alegi pe cineva, el rămâne bătut în scaun până când nu mai poate să bea un pahar cu apă, ceea ce nu e normal. Ce părere aveți de rezultatul alegerilor? Este un rezultat așteptat, pentru că domnul Pintilie nu prea și-a făcut campanie, părerea mea. El trebuia să umble prin suburbii, să încerce să își forțeze mâna, dar asta e. Cred și lipsa de experiență a echipei cu care a lucrat, probabil că astea sunt unele din motive. În rest, vom vedea. Menționăm că la alegerile locale s-au înscris în cursă electorală pentru un post de primar la Pașcani 6 candidați de la diferite formațiuni politice. Orașele Hârlău și Târgu Frumos rămân cu aceeași primar la conducere pentru următorii 4 ani de zile. Este vorba despre Radu Curcă și Ionel Vatamanu. În urma votului din 5 iunie, Ionel Vatamanu a câștigat alegerile cu 70,03%, în timp ce Gheorghe Tătaru de la ALDE a obținut 16,9% din voturi, iar Costel Florea de la PNL 8,23%. Așadar, în Consiliul Local Târgu Frumos, PSD are 11 mandate, ALDE 3, PNL 2 și Comunitatea Lipovenească un mandat. La Hârlău, alegerile pentru primărie au fost câștigate de primarul interimar în funcție Radu Curcă de la PSD. El a obținut 1441 de voturi din 4662 valabile exprimate. La mică distanță se află principalul său contracandidat Constantin Fotea de la PNL cu 1301 voturi. La mică distanță se află și profesorul Radu Sârbu de la M10 cu 1218 voturi, urmat de Onofrei Gheorghe de la România Unită cu 517 voturi și Ioan Stoleriu de la ALDE cu 185 de voturi. În Consiliul Local PSD și PNL au câte 5 mandate, M10 3, PRU 2, ALDE 1 și Partida Romilor 1. Asta înseamnă că nici una dintre principalele formațiuni nu va putea să impună viceprimarul fără negocieri cu celelalte partide politice reprezentate în Consiliul Local Hârlău. O lună de zile au încercat să convingă cetățenii că sunt cei mai potriviți să conducă comunele, iar ieri alegătorii au decis cui să acorde votul de încredere pentru un nou mandat de 4 ani. O parte dintre foștii primari au rămas în funcție, însă nu au lipsit surprizele. Vedeți rezultatul alegerilor locale la comune în materialul următor.
Aproape toți primarii de la comune au rămas în funcție după alegerile din 5 iunie. Unii dintre ei au câștigat categoric în fața contracandidaților, în timp ce alții la limită. Printre cei cu un larg sprijin din partea cetățenilor se numără primarul de la Heleșteni, Constantin Hâra, care a obținut un nou mandat cu un procent de 63,15%. Un alt candidat care a obținut peste 50% din voturi este edilul din Moțca, Constantin Serioja Hobincă, și Ioan Lazăr din comuna Lespezi. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din comuna Heleșteni care m-au votat, au avut încredere în mine și sper să nu-i dezamăgesc. Totodată o să le spun și celor care nu m-au votat că voi fi primarul lor în continuare și sper să nu-i dezamăgesc. De asemenea, în zona Hârlăului au rămas în funcție după alegerile de ieri vechii primari. Astfel, 90% dintre locuitorii comunei Deleni au acordat votul pentru un nou mandat primarului Dumitru Prigoreanu, iar la Scobinț, Gheorghe Hrițcu. Cu ocazia reinvestirii în noul mandat, țin să mulțumesc din tot sufletul cetățenilor comunii Deleni pentru că s-au prezentat la vot. Țin să le mulțumesc că prin votul pe care mi l-au acordat m-au reconfirmat în această funcție și mi-au dat și mai multă forță și încredere, pentru că cele 90% pe care le-am obținut la Deleni mă obligă să continui ceea ce am început încă din anul 2008 și comuna Deleni să ajungă acolo unde este loc, să fie o comună prosperă, o comună europeană, o comună în care toți oamenii se o ducă mai bine. Încă o dată le mulțumesc foarte mult și le doresc multă, multă sănătate și cu siguranță nu-i voi dezamăgi niciodată. În Cristești și Vânători, puțin peste 10 voturi au făcut diferența. Astfel, proaspăt reales în funcție, edilul comunei Vânători, Constantin Lupu, a câștigat conducerea pentru următorii 4 ani de zile la doar 17 voturi diferență față de următorul candidat de la PNL. Mulțumesc alegătorilor din comună, chiar m-au votat celorlalți. Un rezultat strâns, am reușit, avem și consilieri majoritatea. Asta mă obligă ca în continuare să realizez multe dintre comuna Vânători. Le mulțumesc încă o dată. O surpriză a fost la primăria comunei Miroslovești, unde fostul primar PSD a pierdut conducerea localității în favoarea liderului UDMR Constantin Cojocaru. Viceprimarul localității în următorii 4 ani va fi profesorul Liviu Matei. În această dimineață, fostul edil al localității Ionuț Gospodaru și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe câștigător printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Felicitări tuturor celor care și-au exercitat ieri dreptul la vot. Mulțumesc tuturor celor care m-au votat pe mine și echipa mea. De data aceasta trebuie să cunoaștem și cum este să câștige altcineva. Probabil contracandidații noștri au fost mai motivați decât noi. Felicitări noului primar Costel Cojocaru, mult succes lui și echipei sale de consilieri care va administra comuna Miroslovești în următorii 4 ani. Singura localitate unde s-a știut cine va fi primar după alegerile locale din 5 iunie este comuna Ciohorâni, unde Simeon Tincu a fost singurul candidat pentru fotoliul de primar. La Ruginoasa, primar în următorii 4 ani va fi Dănuț Nechifor, membru PSD. Cel mai iubit primar din România se află într-o localitate de lângă Pașcani. Acesta a reușit să doboare recordul la alegerile locale din 5 iunie, obținând un nou mandat cu procentul de 96,2%. Costel Iosub a candidat la primăria din Tătăruș alături de doi competitori care au obținut doar 3,8% din numărul de voturi exprimate. De asemenea, în următorii 4 ani, legislativul din comună va fi format din 15 consilieri PSD, acesta fiind și numărul maxim de aleși locali. Deci, alegerile locale după 5 iunie la Tătăruș au fost câștigate de PSD la funcția de primar, având 96,2% procent, și din cei 15 consilieri, tătărușenii au găsit de cuvinte să-i dea pe toți 15. Ceea ce pot să spun, că vom continua proiectele pe care le-am început, vom continua împreună să facem lucruri bune pentru tătărușeni și pentru comunitatea noastră. Edilul comunei le mulțumește locuitorilor pentru sprijinul acordat și asigură că va continua investițiile așa cum a făcut în ultimii 12 ani de când se află la conducerea comunei. Vreau să le mulțumesc din suflet că încă o dată au apreciat munca și acest parteneriat pe care l-am început acum 12 ani.
Conform Departamentului pentru Evidența Populației, în Tătăruș, aproximativ 4.560 de persoane au avut drept de vot. În pofida reglementărilor stricte privitoare la procedura de vot și la obligațiile candidaților în timpul alegerilor, zeci de sesizări s-au îngrămădit pe mesele birourilor de circumscripție din județ. Cele mai multe sesizări au fost depuse de reprezentanții PSD și PNL, principalii competitori în cursa electorală. La Pașcani, pe parcursul zilei de ieri, reprezentanții PSD și PNL au făcut sesizări și plângeri penale pe diferite motive, cum că persoanele cu drept de vot ar fi fost influențate să pună ștampila pe un anumit partid. Plângerile au ajuns la biroul electoral municipal, dar și la poliția municipală. Împotriva PSD 4, iar împotriva PNL 2, ele urmează să fie cercetate și sancționate contravențional. Din păcate, pe parcursul campaniei electorale, unii contracandidați ai noștri au decis să facă și o altfel de campanie, ceea ce ne-a determinat, din păcate, încercând inițial să rezolvăm pe o cale amiabilă unele incidente din timpul zilei votului, ne-au determinat să depunem și două plângeri, pentru că am constatat că, de exemplu, la Găștești erau mașini care cărau oamenii la vot, ceea ce este interzis prin legea actuală, și de asemenea s-a încercat prin organizarea de diverse evenimente media în timpul zilei votului să se influențeze opinia cetățenilor. Și în comunele din împrejurime au fost nereguli. De exemplu, la Hărmănești, candidatul PSD la primărie, Dan Timofte, ar fi fost agresat de primarul liberal, viceprimarul și un localnic. Acesta din urmă l-ar fi lovit pe Timofte, acestuia sărindu-i lucrarea dentară din gură. Incidentul a fost urmat de o plângere depusă la poliție. La Sirețel, PSD a reclamat faptul că alegătorii primesc de la primarul liberal bilețele numerotate, pe care urmau să le lase în buletinele de vot. Reprezentanții PSD apreciau că în acest mod urma să se determine felul cum a votat fiecare cetățean, cei care puneau ștampila cum trebuie, urmând să fie recompensați după alegeri. La Sirețel au fost împărțiți și fluturașe denigratori la adresa primarului în funcție al comunei Gheorghe Ancuța. La Hălăucești, reprezentanții PNL ar fi prezentat aproximativ 30 de adeverințe medicale eliberate pe 3 iunie de către același medic. Adeverințele au fost utilizate pentru a se solicita deplasarea urnei mobile. Solicitarea a fost respinsă. Liberalii au reclamat și faptul că la Pârcovaci vin autocare și microbuze cu basarabeni cu dublă cetățenie aduși să voteze. Plângerea a fost înaintată poliției pentru a determina legalitatea și autorii operațiunii. Și agenții de la poliția locală au fost la datorie în perioada campaniei electorale. De la începutul lunii mai până la începutul acestei luni, oamenii legii au fost instruiți și au verificat ca afișele electorale să fie lipite doar pe panourile special amenajate. În perioada premergătoare alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, agenții poliției locale, în baza a două dispoziții a primarului municipiului Pașcani, au acționat pentru asigurarea pazei și integrității panourilor electorale dispuse în 38 de locații, începând din data de 4 mai a acestui an. De asemenea, am înștiințat principalele formațiuni politice de la începutul campaniei electorale asupra obligativității respectării prevederilor legii 115 din 2015 privind campania electorală, fiind atenționați în mod deosebit asupra nerespectării dispoziții privind lipirea afișelor electorale în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziția primarului. De asemenea, și în ziua votului, polițiștii locali au verificat toate localurile, de la magazine până la baruri, care se aflau în apropierea secțiilor de vot, pentru ca acestea să nu comercializeze alcool cetățenilor. Au fost înștiințate societățile comerciale asupra respectării interdicției de a comercializa băuturi alcoolice în ziua alegerilor. De altfel, în ziua de 5 iunie, ziua în care ne-am exercitat cu toți dreptul de vot, agenții poliției locale au supravegheat ca aceste societăți să respecte instituirea acestei măsuri de interdicție. Potrivit ultimului bilanț prezentat de Biroul Electoral Central pe pagina oficială dedicată alegerilor locale de pe 5 iunie, la cele 730 de urne din județul Iași s-au prezentat 314.880 de cetățeni cu drept de vot, din cei 743.898 înscriși pe liste, prezența fiind de 42,32%. Vasile Axinte, viceprimarul municipiului Pașcani, până la validarea noilor consilieri, nu renunță la administrația locală, chiar dacă nu se află pe lista candidaților.
El urmează să fie numit în funcția de consilier al primarului, cel puțin până la alegerile generale din toamna acestui an, când va candida pentru mandat de deputat pe listele PSD. Axinte se va ocupa de administrarea orașului alături de noul viceprimar, cel mai probabil Ovidiu Bejenariu, unul dintre directorii de la fosta societate Remar Pașcani. Și Cristian Menegon se va întoarce în primărie după ce a renunțat la funcția de consilier al primarului și s-a înscris în PSD în campania electorală. El ar urma să se ocupe de relația cu presa în calitate de purtător de cuvânt, ca și până acum. Dacă vă este frică de căpușe sau șobolan, puteți sta liniștiți. De astăzi, administrația locală va începe un tratament pentru îndepărtarea acestor paraziți din toate locurile publice din municipiu. Firma care se va ocupa de lucrare este din Iași, iar valoarea contractului este de 22.000 de lei din bugetul local. De astăzi încep tratamentele împotriva insectelor și rozătoarelor la Pașcani. Astfel, în săptămâna 6-12 iunie se vor efectua tratamente fitosanitare în zona parcurilor, cimitirului, zone verzi, canale de desecare, lunga siretului, depozite de anvelopare. Vă informăm pe această cale că în perioada în săptămâna aceasta, 06-12-06, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru tratamente preventive fitosanitare împotriva artropodelor, vectori de transmitere a bolilor și generatoare de disconfort. Acțiunea se va desfășura pe domeniul public și se vor încerca combaterea următorilor vectori: țânțarul tigru, omida păroasă, căpușa și șobolani. Conform spuselor reprezentanților de la compartimentul mediu, produsele utilizate sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide și nu reprezintă niciun factor de risc pentru oameni, mediu sau animale. Tratamentele se vor aplica ziua. Substanțele care se vor folosi sunt avizate de Comisia Națională pentru Avizarea Produselor Biocide. Sunt avizate, v-am spus, de Comisia de Biocide și nu afectează nici mediu, nici populația. Firma care se ocupă de lucrare este SC Pulse Frog SRL. Suma pusă la dispoziție de administrația locală pentru aceste tratamente preventive este de 22.000 de lei. Un tânăr a vrut să-și pună capăt zilelor prin spânzurare. Băiatul în vârstă de 23 de ani din comuna Ruginoasă a ajuns la urgențe după ce medicii de pe ambulanță l-au stabilizat. Aici, tânărul nu a stat prea mult și a fugit din salon. Sirenele au sunat sâmbătă noaptea în satul Dumbrăvița din comuna Ruginoasa. Ambulanța a fost solicitată la locuința unei familii pentru a acorda ajutor medical unui băiat în vârstă de 23 de ani care a vrut să se sinucidă prin spânzurare. Cei din familie l-au găsit pe băiat în ștreangul pe care l-au și tăiat până la venirea personalului medical. Au fost acordate manevrele specifice în asemenea cazuri și tânărul a fost transportat la compartimentul de primiri urgențe din incinta spitalului municipal pentru investigații amănunțite. Însă după câteva ore de internare, el a fugit din spital fără a da prea multe explicații. Momentan nu se cunosc motivele pentru care băiatul a recurs la acest gest. Un tir a blocat circulația mai bine de o oră la intrarea în Pașcani. Sute de mașini care au tranzitat orașul duminică seara au fost nevoite să aștepte pentru ca autotrenul să fie pus pe drum. Incidentul a avut loc din cauza blocării roților. Noroc că șoferul, un bărbat din Iași, a știut cum să reacționeze și a evitat o tragedie. Tirul încărcat cu 7 tone de marfă s-a oprit în parapeții de oțel. Aceasta era atmosfera aseară la ieșirea din Pașcani în apropiere de podul de peste Siret. Sute de mașini în așteptare, zeci de oameni care încercau să scoată cabina tirului din parapeți și polițiști care dirijau traficul. Unii martori sau oameni care au dat ajutor au venit și cu idei să repună tirul în circulație. Trebuie o volă.
După mai bine de o oră, timp în care circulația a fost blocată pe ambele sensuri, totul a revenit la normal. Șoferul, Petronel din Iași, în vârstă de 42 de ani, a spus că în mers au intervenit defecțiuni la partea tehnică a motorului și a pierdut controlul volanului. Am fost un norocos, spune șoferul, după ce a conștientizat cele întâmplate. Cum s-a întâmplat? Bine că ați reușit și n-ați pățit nimic. Cum s-a întâmplat? S-a frânat deodată. Și cum ați reacționat în acel moment? Într-o fracțiune secundă, cum poți să reacționezi? În acest timp, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de ambulanțier dintr-un capăt în celălalt pentru a fi transferată la spital. Tirul cu numere de Iași venea din direcția Iași spre Pașcani pentru a lăsa marfa aici, în oraș, la o magazie. Șoferul profesionist și-a cerut scuze de cele întâmplate și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat pentru ca autotrenul să fie pus din nou în circulație. Sportivii de la Coanchido au fost sărbătoriți. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, clubul a organizat o activitate sportivă, iar cei mai buni au fost premiați cu daruri consistente. 100 de premii au fost date cu finanțare de la Consiliul Local în urma unui proiect depus. În data de 4 iunie, începând cu ora 11 la sala de sport de la Stadionul Municipal Pașcani, Clubul Sportiv Longho Pașcani a organizat Cupa 1 iunie la Coanchido copii și juniori. Evenimentul s-a adresat celor 100 de sportivi înscriși la club, ce au vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Competiția este dedicată zilei de 1 iunie și numai aceste sărbători, deci dedicată copiilor noștri, care constituie viitorul României. Competiția a fost organizată de către clubul Longho Pașcani, finanțarea fiind asigurată în cadrul unui program de dezvoltare a activității sportive de performanță. La finalul evenimentului, juniorii și copiii de la clubul Longho din Pașcan și Iași au primit premii ce au constat în echipamente sportive, cupe, diplome, în funcție de locul obținut în urma probei tehnice. Categoria băieții Almașa, locul 3, Țara Sâmbani. Locul 2, Ciun Alexandru. Adrian Zămosteanu spune cu regret că municipiul care are atâția sportivi din Coanchido nu a reușit să organizeze un eveniment de amploare pentru toți practicanții acestui sport. El speră ca evenimentul să devină o tradiție de la an la an și să se extindă. Consider că ar trebui să constituie un început de tradiție organizarea unei astfel de competiții și la Pașcani, deoarece în momentul de față este singura localitate din țară care, deși obține performanțe sportive, nu au reușit să organizeze o competiție de amploare. Competiția a avut ca scop verificarea nivelului tehnic și fizic al sportivilor clubului. El a fost finanțat de la bugetul local cu suma de 6.000 de lei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Sunteți și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine! We'll be right back.
După un weekend călduros cu soare și temperaturi de până la 30 de grade Celsius, astăzi vremea a fost la fel de plăcută, chiar dacă vântul și-a făcut de cap de dimineață și la orele amiezii. Marți 7 iunie, meteorologii anunță o scădere a temperaturilor cu câteva grade. Mâine sunt prognozate maxime de 19 grade Celsius, chiar dacă vor fi nori, meteorologii anunță că vor fi trecători și nu vor aduce ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Specialiștii anunță că mâine dimineață ora 8 vor fi 12 grade Celsius.